Radu Albot s-a calificat în sferturile de finală ale turneului Challenger de la Lille. În optim, moldoveanul a trecut în două seturi de olandezul Gijs Brouwer, scor 7-5, 6-2. Adversarul i-a pus probleme lui Albot doar în primul set. Anterior, Albot trecuse în prima rundă a acestei competiții de un tenismen din Estonia. În urma evoluției oscilante de acest debut de an, Radu Albot a coborât până pe locul 152 în clasamentul mondial. Peste 3.000 de euro și-a asigurat moldoveanul odată cu această calificare în sferturi. Fondul de premiere a challengerului din Lille este de numai 120.950 de euro.